Îl prindem, îl purtăm sub căciulă sau îl lăsăm pur și simplu să înghețe la temperaturi negative. Părul este traumatizat iarna și numai tratamentele de hidratare îl pot ajuta să rămână sănătos. După sărbători, agendele saloanelor de înfrumusețare sunt pline cu programări pentru tratamente de întreținere a părului adaptate sezonului rece. Noutatea anului este tratamentul care are la bază cava-cava, o plantă care crește în Oceanul Pacific și este cunoscută pentru calitățile sale în tratarea căderii părului. Natasha și-a făcut un ritual din a merge lună de lună la salonul de înfrumusețare, acolo unde îi se aplică pe păr, de fiecare dată, tratamente de hidratare a podoabei capilare. Încerc să ajung măcar o dată pe lună, mai ales în perioada asta în care condițiile meteo sunt cum sunt și părul are nevoie de mai multă îngrijire. Când nu a făcut asta, rezultatele au fost dramatice, spune ea. Este foarte aspru, foarte greu de aranjat, nu ne înțelegi, nu pot să-l țin așa. Și atunci apelăm la profesioniști. Stiliștii vă recomandă să-i acordați aceeași atenție părului, așa cum îngrijiți orice parte a corpului vostru, cu atât mai mult cu cât îl și colorați des în sezonul rece. Iarna fiind frig, ger, avem glugă, avem căciulă, părul are tendința de a se deteriora, de a se usca. Fiind frig afară, poate îngheța. În momentul în care părul este înghețat sau orice altceva este înghețat și l-am mișcat, s-a spart. Deci trebuie foarte, foarte multă hidratare. Tratamentele revoluționare în materie de hidratare a părului sunt cele pe bază de cava-cava. Hrănește foarte, foarte mult în profunzime. Acționează la interiorul firului de păr, nu la exterior. Cum sunt extrem de multe tratamente, nu zic că nu sunt bune, sunt bune și celelalte, dar acesta, având în vedere că intră în structura firului de păr, acționează la interior, nu la exterior. Un astfel de tratament nu presupune să stați cu orele în saloanele de înfrumusețare. Acționează pe principiul unei măști și are nevoie de numai câteva minute ca să acționeze asupra firului de păr. Primim foarte multe cereri pentru tratamente și în special pentru acest tratament din planta cava-cava, care chiar are niște efecte și rezultate uimitoare de la prima aplicare. Cava-cava este o plantă recunoscută pentru proprietățile sale în stoparea căderii părului și pentru hrănirea în profunzime. Și de aceea este căutat nu doar de doamne, dar și de bărbați.